Atenție la depresie! Odată cu sosirea sezonului rece, cu toții traversăm o perioadă de apatie, tristețe sau deprimare. Netratate, aceste stări pot duce la depresie. În cele mai multe dintre cazuri, cauza o constituie chiar zilele scurte, când beneficiem de mai puțină lumină naturală decât vara. Cazurile de depresie sunt mai des întâlnite toamna și iarna. Principalele simptome ale depresiei sezoniere sunt oboseala, lipsa de energie, scăderea interesului pentru activitățile zilnice, somnolența, dificultăți de concentrare și iritabilitatea. Aceste simptome debutează toamna și se dezvoltă pe parcursul sezonului rece. Depresia înseamnă o stare de spirit negativă, predominată de sentimente de tristețe, pesimism, descurajare. În faze mai avansate, depresia se manifestă prin diminuarea interesului față de muncă, de familie, de relația de cuplu. Depresia apare mai frecvent în timpul sezonului rece, mai ales toamna și primăvara, și se manifestă cu dispoziție tristă, idei de inutilitate, de vinovăție, de neputință, senzație de oboseală foarte mare, nejustificată practic de activitate, insomnii sau din contră hipersomnolență. O activitate fizică, precum exercițiile ușoare sau mersul pe jos, ajută la creșterea nivelului de energie și evită apariția episoadelor depresive. De asemenea, o dietă sănătoasă și echilibrată contribuie la tratamentul oricărei forme de depresie. Medicii ne sfătuiesc să luăm în serios aceste stări și să ne prezentăm, dacă este cazul, la un psihiatru.